Bă, Creangă, cum ajungeai, mă, tu acasă pe hăurile astea? Mai dă-i în famii! A fost bagiocorit, s-au ars cărțile. Deci aici pare că... Eu am zis că mi-a zis înainte și altfel. Nu cred că avea nevoie de ajutor. Era plăcerea lui Vasile Alexandrie de a sta sub copacul celălalt. Și am ajuns în Piatra Neamț, gata după... Ai, ce mișto e turnul ăsta. Se e turnul Ștefan cel Mare? Bă, Creangă, cum ajungeai, mă, tu acasă pe hăurile astea? Și am mers pe niște drumuri, n-aveți idee cât de abrupte, de urcat, de coborât. Să-i caut boșdeuca lui Ion Creangă, care am înțeles că e în Iași. Și contrar aparențelor, ieri unde orașul mi s-a părut, să întorc cu București, zona asta de case îmi place mult mai mult. Arată mult mai bine. Dar nu știu unde este boșdeuca asta. Aici? Călător pe meridiane culturale. A, aici jos e, nu? E închis? Ce zice aici? Deci casa este jos, acolo vedeți. Primul muzeu memorial literar de România a fost inaugurat în 1918. Această casă tradițională construită în 1850, scriitorul celebru Ion Creangă a locuit aici între anii 1872 și 1889. În camera din dreapta, să ne imaginăm că e acolo, așa, după ce a fost răspopit din Biserica Ortodoxă în 1876, s-a găzduit pentru jumătate de ani, l-a găzduit pe Mihai Eminescu, deci în dreapta acolo a stat și Mișu, cu care a legat o frumoasă prietenie. Cred că au împărțit mai multe chestii, dar asta e treaba lor, nu mă bag. Așa, aici Eminescu l-a încurajat să scrie celebre povești și amintiri din copilărie și ulterior, în interior sunt expuse obiecte care au aparținut povestorului. Masa de scris, stocul, călimara și lamba, apoi cuptorul asemănător celui pe care îl avea la casa părintească, o icoană amintire de la mama sa, scrinul și altele. În 1982-89 au fost inaugurate în curte noua clădire de expoziție fotodocumentare Amfiteatrul în aer liber. Care cred că Amfiteatrul în aer liber ar fi ăsta din stânga de aici. Wow! Uite cum, deci ăsta e Amfiteatrul în aer liber, asta cred că sunt cu chestii despre Ion Creangă și acolo e casa care acum pare renovată. Gardul nu mai pare la fel, stai că îți dau lentila asta white jos, ia, stai așa, fac, se vede mai de aproape, e vreo diferență? Puțin de tot. Pare renovată, eu eram curios să văd cum arată înăuntru și îmi place că în spate, în joc se vede pe acolo, este pe o uliță care e plină de zăpadă, deci aia cred că e o uliță chiar arată mai drăguț decât strada asta, care oricum nu e rău, e frumos. Și acolo e hotelul, eu cred că glumesc. A, uite, mai e aici ceva drăguț. Ia, hai să vedem ce scrie pe ăsta. Primăria Iași au trimis materiale meșteri mari și așa a durat această parte în tehnica Sarafito. Mulțumim tuturor sponsorilor a căror străduința sau ce străduința această lucrare a fost posibilă și totodată Muzeul Literaturii Române Boșdeuca la deci o mulțumire pentru cei care au contribuit la probabil amfiteatrului și zim cum se numește? Când refaci ceva. Nu, am lapsus la cuvânt, că-s prost rău de tot. Înțelegeți. Deci gata, asta a fost cu... În păcate e închis și nu pot să intru să vă arăt camerele, dar măcar v-am arătat căsuța. Este pe strada Muzeul Ion Creangă Boșdeuca, primul muzeu de reabilitare, da. Așa, și aici cred că e amfiteatrul ăsta care, bă, ăsta pare sincer că e puțin... Nu știu, nu sunt înăuntru. Dar e contrastul cam mare, adică ar fi fost făcut o casă tradițională, aș fi făcut aici eu. Dar nu știu, nu mă pricep. Zic cum aș fi făcut eu. Eu care ar fi arătat mai bine. Dar gata. Ne îndreptăm acum, uite și casă frumos acolo. Da, aia. Ne îndreptăm acum către Miclăușeni, Miclăușeni cred că se numește, unde avem fostul palat sau castelul Sturza, am impresia că se numește. Care, mă rog, are o întreagă poveste, foarte multe detalii. O să vă zic când ajung acolo câteva, dacă știu și dacă se poate face un tur și ceva interesant, filmăm și acolo, dacă nu doar din exterior și ne plimbăm un pic și după aia o luăm mai departe. Vă urez vizionare plăcută și nu uitați, dați și voi un like, un comentariu, un subscribe, descrieți mai multe detalii și
atât, hai, pa. Deci are ea și o combinație din asta de viața la țară și oraș dezvoltat în același timp. E incredibil, ne bagă pe niște ulicioare și e foarte drăguț că e așa urcat, coborât, se vede muntele, se vede zăpadă, chiar e mișto. Nu știu cum arată vara, bine că tot frumos, e că par destul de mulți copaci. Pare a fi Valea Prahovei sau Valea Olțului, dar este Valea Lupului sau nu știu cum se numește. Și vreau să vă arăt, deci am merg așa de m-am plictisit, deci de aici, de undeva, am mers. Și problema cea mai mare este că pare că nu se termină muncava sufletul. Deci e poveste fără sfârșit, cum ar zice. Da, deci aceea situație care a fost și la Brăila, unde se protestează, agricultorii protestează. Și sincer, foarte bine că protestează, așa. Protesta stat. Chiar dacă face prea mult pe drum, dar mai dă-i în famii. Unde suntem între... A, uite, ajungem Miclăușeni acum, deci pe porțiunea asta dintre, în afară de Valea Lupului, Valea Lupului, unde am stat bar la barda asta, pentru că erau protestele cu agricultura. Acum asta, după bucata aia, până în Miclăușeni, adică spre Piatra Neamț. Foarte mișto drum, foarte mișto peisajele, foarte multe din astea vii, zăpadă mare, dar drumurile curățate perfect, două benzi majoritatea drumului, tot nota 10 moldovenilor. Deci am ajuns să se numește Comuna Botea, văd, și spre Castelul Sturza, nu știu că se intru cu mașina, intru cu mașina? Alea Prințesa Olga Sturza, Centru Social Cultural sunt așa, Castelul Sturza. Mai intri ca în poveste așa. Merge la mine acasă, acum să vadă. N-am auzit sincer de castelul ăsta, nu știam prea multe, dar aruncăm o privire imediat. Îmi place super mult domeniul, să zicem. Zăpadă și băie de vis, bine că îmi place că am intrat aici. Uite, mă, se și vede, wow, da. Deci lângă s-a construit, din ce am înțeles, o clădire, cred că aia din stânga, care pare mai nouă, unde poți să te cazezi. M-am uitat și de curiozitate, sunt apartamente cu 300 de lei pe noapte, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Și poți să mănânci aici la restaurant, nu știu dacă restaurantul este în, înăuntru castelului aici. Dar... arată foarte mișto peisajul, mai ales acum iarna, chiar arată bine. Deci fântâna... Acela e drumul pe unde am intrat. Foarte frumos, foarte mișto domeniul ăsta. Eu am văzut de curând filmul regizat și în care era și actor principal, desigur, Sergiu Nicolaescu. Și am așa acum, am un sentiment super plăcut, așa că am văzut castelul în film. Și arată exact ca în film, exact cum mi-a rămas. Leagănele alea spuse de curând nu erau, băncuțele.
dar arată foarte frumos pe aici. Și mă rog, nu erau clădirile asta, nu, care cred că e de cazare, a, ori asta, ori ăsta, nu știu. Uite acolo toaletă, ăsta e cu suveniruri aici în stânga. Arată foarte frumos castelul ăsta. Ca să vă zic așa câteva informații, castelul ăsta a aparținut unei familii, mă rog, după care a ajuns la familia Sturza, că de asta poartă și ultima denumire fiind Sturza, dar de-a lungul timpului a fost părăsit, au stat din satul de lângă, familia care avea ăsta avea și multe terenuri, tot domeniul ăsta de aici, au făcut la un moment dat revoltă țăranii de aici din satul de lângă, s-au venit cu furci, cu topoare să-și revendice și ei terenuri, chestii de genul. Și cade zăpadă de sus, dacă o dă cineva jos, de fapt. Ha? Cade, o dă cineva jos sau? Da, cred că da. Așa, și li s-au dat terenuri ca să fie lăsați în pace, în fine. Povestea complet o găsiți pe Wikipedia, sunt foarte multe detalii. La un moment dat au stat și niște... Salutare! La un moment dat au stat și, da, e cineva care dă zăpadă jos. La un moment dat au stat și niște... soldați ruși sau germani aici, ceva de genul. Avea o colecție interesantă de cărți, vreo 60.000 de exemplare, unele foarte rare. Hai să o luăm prin spate pe aici. Și vă dați seama, dacă s-a stat aici, vedeți cum e iarna, a fost bagiocorit, s-au ars cărțile, s-au distrus foarte multe chestii, dar încă a rămas așa, adică la exterior arată foarte bine, chiar îmi place super mult și mai ales că au păstrat geamurile și tot așa vechi și acoperișul, doar scurgerile astea cred că au fost refăcute, dar arată foarte, foarte interesant. Castelul Sturza. Tare, tare, tare. Filmul pe care îl joacă Nicolaescu, el era prinț, în fine, nu vreau să vă dau spoiler de film, că poate vreți să-l vedeți, dar e interesant, e un film filmat în 2004, dacă nu mă înșel, apar mulți actori cunoscuți, gen Dan Bittman, Maya Morgenstern, și mai scapă mie cu câteva nume, dar îmi place, place, arată cumva, Nicolaescu a încercat atunci să arate cumva viața nobilă a perioadei din jurul celui de-al doilea război mondial, când, mă rog, prinții și ăștia aristocrații perioadei din România special trăiau viața în principal pe la Paris, adică, mă rog, nu vreau să dăm alte detalii, vă uitați la film dacă vi se pare interesant ce zic și dacă vreți să vedeți castelul ăsta, cum arată. Chiar curios câtă lume a auzit de castelul ăsta sau câtă lume l-a vizitat. Eu l-am găsit întâmplător pentru că căutam ceva dinspre Iași spre Piatra, unde să mai opresc să nu fac drumul dintr-o bucată, că nu-mi place, adică înainte îmi plăcea să nu opresc, acum îmi place să mă bucur mai mult de lucrurile din jur și să merg mai relaxat. După că s-au adus aici niște pietre, cred că se mai refacă ceva. Uite, scrie ceva aici, să vedem ce găsim. Foarte mișto, foarte, foarte mișto. Bă, da, chiar dacă, uite, că zice că nu e refăcut, uite, câteva chestii sunt refăcute, asta pare refăcut un pic. Dar e refăcut așa cu bun gust, nu știu. Ia să vedem ce scrie aici. Prosapias veteres noia. Ok, genul e aprobat. Și aici cred că era lucaș de ăsta de Ioane, a, nu știu. Ideea e că a aparținut, are o întreagă poveste palatul ăsta, e destul de... Nu a aparținut de persoane, a fost împărțit, după unii n-au avut copii, a fost dat unor nepoți și tot așa, a fost un haos total cu el. Ce am citit pe internet, costă 20 de lei să vizitez asta, dar și cum v-am zis, la un moment dat a fost părăsit, abandonat, foarte multe chestii au fost distruse, foarte multe cărți au fost arse, multe au fost vândute la biblioteca, cred că din Târgu Frumos, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul, la Arhiva Națională, nu știu, ceva așa. Și da, nu cred că merită, nici n-am timp acum, că e destul de târziu, am stat mult în trafic, dar... frumos, chiar vreau să opresc aici, să-i arunc așa o privire din exterior. În perioada în care a fost abandonat așa, sătenii au venit și-au luat din... Vă dați seama că palatele astea au clădirile în camerele foarte înalte, cred că se și vede din diferența de nivele sau niveluri. Și
scria pe net că localnicii au luat de aici multe piese de mobilier și nu le încăpeau în casă și au tăiat din ele. Aș fi curios dacă ajung într-un... prin întâmplare vreodată, că nu o să stau acum să caut, dar să ajung în sat aici să văd niște bucate de mobilier modificate din palatul ăsta. Tăiate. Stai că-s curios dacă scrie ceva pe asta la intrare, că n-am văzut. Da, uite, deci... deci este ghid cu tur. Sâmbătă, duminică, la noi e luni 11-16, ultimul tur intră la ora 15, deci ăsta ar fi și pentru noi, că e deja aproape 3. Intrarea la ora fixă începând, biletele se acționează la biroul de recepție, 20 de lei de persoană și studenții 15 lei, elevii 10 și ciclul primar 5. Și aici avem și problema restaurantului. Eu zic că pentru pasionații de care sunteți în zonă, eu zic că e o chestie interesant de vizitat și cred că sunt foarte... Sigur o să mai revin și o să intru atunci cu ghid, să văd dacă pot afla niște informații pe care nu le-am citit și nu le-am găsit. Uitați cum arată, băi, e... nu știu. Încerc să las asta într-o parte ca să văd mai mult, dar e frumos rău de tot, chiar e frumos. Aici în jur, da, vă ziceam că s-au făcut niște, cred că aici sunt apartamentele alea. Sau aici, nu știu, aici sau acolo. Apar nu, văd că și acolo mai e o sală undeva în stânga. Nu știu exact, hai să mergem pe aici. Și asta, stați așa că am găsit ceva interesant. Stați așa, poate asta o să vă facă să vă uitați la film. Asta este trăsura, dacă nu mă înșel, care a fost folosită în film. Filmul se numește Orient Express. Eu tot vorbesc de Sergiu Nicolaescu și de castelul ăsta, dar nu știu dacă am zis numele filmului. Dar asta cred că este trăsura folosită. E un film filmat în perioada celui de-al doilea război mondial ca istorie. Și cam așa arată. Ia. Se poate deschide ușa asta? Nu, e închisă. Da. Foarte tare. Și ne îndreptăm mai departe către Piatra Neamț. Trebuie să mai aflăm un pic de lumină, să vizităm puțin ceva și în Piatra Neamț. Și să mâncăm o ciorbă fierbinte. Și după să... să mergem mai departe, vedem unde, nu știu, încă, mă rog, știu, dar nu vă zic, vedeți. Și faceți zilnic drumul ăsta? Nu zilnic, cam pe jumătate de normă, două zile pe săptămână. Două zile pe săptămână. Dăm pe bătrân, că ce să facem? Dar este un azil sau e este o... Este un centru de bătrân și bolnavi. Trebuie să fac dreapta, da? Nu faceți dreapta, mergeți, continuați drumul, eu fac. Eu aveți mult de mers? Că vă duc dacă aveți mult de mers. Nu, lăsați, că nu-i... Păi pe Casa Memorială Vasile Alexandrie, pe acolo? Da, mergeți acolo. Haideți că mergem acum, dacă mergeți dumneavoastră, mergem și noi și ne arătați și noi. E în drum? Da, este. E perfect atunci. Deci mergem drept pe aici, da? Da, înainte. Dumneavoastră mergeați pe jos așa până unde? Dar nu pe jos, că luăm altă ocazie. Cum să luăm? Cine mai trece pe aici? Trece, cum să nu treacă? Trec mașinile, cum să nu treacă? Da? Pe drumul ăsta? Și satul e ăla de sus, de acolo de sus sau din dreapta? Nu, satul este și sus și jos. Ah, deci okay. E așa. Acum sper că văd că cineva a rămas pe acolo cu mașina. Sper să nu rămâne și noi. Atinge peste tot. Da, uite, a rămas cineva, asta văd. A totuși o trecut mașina aia. Da, nu știu, întrebăm dacă putem să ajutăm. Dacă nu, trecem și noi mai departe. Dacă e loc pe undeva, da. Sincer, nu pare să fie loc, nici văd eu. Și înapoi, nu știu dacă mai există, mai întorci de aici, asta e... Da, s-a circulat foarte bine. Adică foarte bine. Când, da, când ați venit ultima dată aici? Păi imediat după nisoarea aia, care a fost. Miercuri. A fost? Azi dimineața am luat-o partea cealaltă. Deci aici pare că... Eu am zis că mergeți înainte și altfel, așa. Și nu cred că avea nevoie de ajutor, că au nevoie, că sunt atâți oameni. Pare să fie da, ok. Da. Au mai multe scule decât avem noi, adică nimic. Da. Doamne, ce tare că am adus cât de lemn lumea asta. A fost o experiență, sau e de fapt o experiență. Eu călătoresc prin lume, eu tocmai ce am întors din Asia, am călătorit un an în Asia. Ah. Am fost în Thailand, în Vietnam, în India, în Sri Lanka și fac videoclipuri pe YouTube cu călătorii, de pe unde merg, ce fac, ce... Și acum e
faptul că v-am luat pe dumneavoastră și am intrat pe drumul ăsta e cumva similar cu ce fac eu, că nici eu n-am o direcție. Merg și mă plimb să descoper chestii. Și acum am profitat de ocazie și de asta am zis, nu voiam să vă las la drum, că am zis să văd unde lucrați, să văd și casa, că am văzut că scrie acolo cu casa lui Vasile Alexandrei și am zis, hai, de ce nu? Avem o mașină, nu știu dacă o să avem unde, și ne dăm aici, poate să-l lăsăm. Și este și bănoasă? În moment, teoretic da, practic durează ceva timp, adică trebuie investit timp, că nu sunt rezultate din prima. Da, da, da. Dar atâta timp cât îți place ce faci, teoretic nu ar avea de ce să nu. Nu am apucat să fac asta pentru a face bani, ce-mi doresc e să pot să fac bani încât să continui să călătoresc în continuare. Foarte la fel, frumos. În același ritm. Momentan călătoresc din banii pe care i-am strâns cât am lucrat și eu. Cum e în partea aceea? Foarte diferit, dar nu știu cum, nu știu cum să vă explic. Nu știu, întrebați-mă legat de ce vreți. Habar n-am, pot să vă zic de orice. E diferit cam totuși, de la mâncare, la oameni, la cultură, credință. Călătoriți, stați mult într-un singur loc? Sau? Teoretic am cât am viză. În principal viza e cam 30 de zile în majoritatea țărilor, mai mult nu prea pot să stau, decât dacă ies și intru iar. Nu e ca în Uniunea Europeană să putem să mergem oriunde așa. Da, da, da. Și aplic pentru viză ori la ambasada lor, ori online, ori la vamă când aterizez. Uite pe aici mă închid drum. Da. Fel, noi suntem călători în viața asta. Da, așa e. Deci, călătoria, în mod normal, trebuie să o învățăm din mers. Trebuie să fie interesant așa când mergem. Da, locuri. Da. În fiecare iarnă e așa zăpadă în zona asta? Anul trecut nu a fost așa mult, dar... Facem dreapta pe aici, da, sau? Da. E fost să-mi prepare că aș putea. Dar ce să zic, da... Și aici a stat Vasile Alexandrei, aici, aici s-a născut, da, aici, sau... aici a stat, aici este și înmormântat. Are capelă. Aici puteți să trageți. Da, okay. În dreapta aici? Da. Eu stau foarte aproape. Da. Ei bine așa. Ok. Ok. Asta este. A, seamănă cu, cred că e încuiat. Probabil e închis, e luni. Da, știu că e luni. Dar nu contează. Voiam să văd așa, e bine că deci, se află aici. Acolo este capela. Capela, unde acolo unde da, exact. Ok. Acolo este capela unde este mormântat. Da. Asta este casa lor, unde au locuit pur și simplu. Mhm. Uh-huh. Da. Okay, și super. Acolo este copacul acela foarte, foarte... Stați așa să încerc să filmez pe aici. Ăsta mai gros, ăsta da. Mai gros, da. Da, ok. Acolo era plăcerea lui Vasile Alexandrei de a sta sub copacul acela. Acolo își găsea el starea aceea minunată da, da, de a, da. De a compune. Compune. Super. Și mi-a spus de Lunca Mirceș. Nu lăsați că noi mergem, am venit să o ajutăm pe doamna să o lăsăm aici în zonă și n-aveam să arăt o privire dacă tot am venit. Când da, facem drapa pe acolo. Puteți, acolo este uh-huh. capela unde este super. Mormântat Vasile. Ah, ok, aici, deci unde este da. Bisericuța aceasta, bisericuța cum arată. Da. Super, vă mulțumesc frumos, o zi bună, să aveți sănătate, numai bine. Deci Lunca Mircești este zona unde se întâlneau și compuneau și Vasile Alexandric și Eminescu și cred că și Creangă. Dacă tot și cred că și Creangă dacă tot vine din zona asta. Și e foarte interesant. Am mai aflat niște lucruri noi de care nu știam. Nu știam de casa asta memorială de aici din doamna știa pe doamna care are cheia să mergem să ne deschidă, să intrăm. Zic, doamna, nu vă mai complicați, că oricum noi suntem în trecere. Și a fost o experiență o să las toată partea, sau mă rog, am lăsat toată partea asta. Și da, mă bucur că am făcut asta. Acum o luăm înapoi pe zăpadă, continuăm spre Piatra Neamț. Deci asta de aici e capela unde e îngropată Alexandria, e casa de acolo, care din ce văd e îmbrăcată într-o altă casă nouă, nu știu dacă se vede, din păcate nu pot să o vizitez. Și aici e o fântână și noi continuăm. Ia uitați ce n-am mai văzut de super mult timp. Copii cu sănioțe pe uliță, superb. Salut! Salut! Să
ce mișto sunt brajii ăștia de... Braji sau brazi? Brazi. Ce-am zis braji, băi? Brajii ăștia... Iar am zis braji. Brazii ăștia de pe... Sunt cum avem noi... Bombi sau ce sunt? Nuci. Ce avem în București? Ce bombi sunt de aia? Că nu-i niciun pom de nimic. Da, asta nu-mi place, nu știu de ce e așa despărțită asta de o pană de autobuz, că de exemplu dacă l-a prins pe nenea care face stânga și e mare, mai belit. Și am ajuns în Piatra Neamț, gata, după ceva trafic, dar nu foarte aglomerat, drumuri bune, oraș arată bine. Mergem acum către Curtea Domnească, Pivnița 1 și 2, Sinagogă, Muzeu de Artă, Turnul Ștefan cel Mare, Biserica Domnească, sunt pe un bine de tot. Dar toate aceste chestii pe care le vedeți, îți fac intrarea din Las Vegas, tată, cea mai mare cazină pe care l-am văzut de când am plecat în... Nici pot să zic călătoria asta, plimbarea asta. Și cred că pe acolo trebuie să mergem pe sus. Păi, trebuie să claxonez în Piatra Neamț. Și asta așa arătau semnele alea la intrare. Colegiul Național Petru Rareș, I. Negre, C. Hogaș, Stamatit. De Hoga și de... am auzit, dar de Stamatin, jur că nu știu. Nu mi-aduc aminte să fie ăștia. Muzeul Curtea Domnească, Pivnița 1. Bă, observați că chestiile astea MOV, pancartele astea sunt la fel la monumente. Bănuiesc că arată... mă, că place că nu e aglomerat aici. Așa a datat, două persoane la patinoar. Respect, Piatra Neamț. Ce-mi place că e aerisit. Acolo cred că e aceea, primăria bănuiesc că e. Aici, nu știu, un patinoar. Biserica Sfântul Ioan, asta o fi. Și ia stați-mă așa un pic, să vedem și noi aici, că zice ceva de... Zice ceva la privința casei domnești aici, ia să vedem. Ruinele casei domnești, ridicate la sfârșitul secolului al XV-lea, din care s-a păstrat numai pivnița și care a făcut parte din ansamblu Curții Domnești. În perioada modernă, pivnița a fost refăcută și refolosită. Deci, din ce știu, puținele mele cunoștințe despre aceste pivnițe domnești, cred că se referă la faptul că s-a scânzornă în capul generatorul ăsta, se referă la faptul că se strângeau grâne și cum se depozitau, cum erau ținute, să nu, mă rog, mucegească, putrezească, în funcție de ce țineai. Și cred că astea sunt vasele, ulcerele, alea în ce țineau ei butoaie și așa mai departe. Avem aici o hartă. Ia, din Piatra Neamț, suntem în zona B2, vă, că împărțim în niște zone. Și noi suntem în B2 și unde suntem, nu-mi dau seama, pe ăsta... Pe aici cred că sunt. Parcul Tineretului, piața 14, nu cred că suntem. Dar nu-mi dau seama. Să vedem. Bă, a început să se încălzească un pic, cred că se vede că aici nu mai e așa multă zăpadă cum era în asta, în Iași sau în Republica Moldova. Pentru cei ce nu au văzut vlogurile, sunt cele dinainte de ăsta, unde am fost și în Republica Moldova, în Chișinău și în Iași. Biserica Sfântul Ioan Domnesc. Asta este. Hai să vedem ce zice aici la monument istoric, ce informații aflăm și noi. Place că e păstrată veche așa. Biserica cu hramul nașterea așa bitoritor Ioan Domnesc este un edificiu făcut parte ansamblu curții de curții de la Piatra. Ridicată în vremea Ștefan cel Mare, biserica ce se desfășoară pe o lungime de 26 de metri și o înălțime de 9,30 m. Se remarcă propozitare frumoasă și bogată decorație, nu știu ce. Frumos, da. Și asta se vizitează sau cum e? Și asta e cu că e lacătul pus aici. Ai, ce mișto e turnul ăsta. Este turnul Ștefan cel Mare? Sau ceva așa? Că în Moldova, Ștefan cel Mare e la pièce de la résistance. Mai uite și mai e ceva așa acolo. Asta, tot centrul ăsta era o curte domnească la un moment dat. Cred că asta este, era ca o cetate aici, nu? Aici ce avem, ia? Consiliul Județean, asta din vremea războiului. Date, informații. Ok, și ce e clădirea asta? Să vedem. Muzeul de artă Eneolitică, ok, Cucuteni sau Cucuțeni, nu știu, Cucuteni cred că e.
Muzeul Cucuteni. Da, ok. Vă zic, ieri am căutat centrul de cercetare a culturii Cucuteni. Restaurant foarte frumos acolo. Îmi place cum arată Piatra Neamț, nu să vă mint, arată mișto și faptul că sunt păstrat de chestiile astea, de pe vremea Curții Domnești. Chiar îmi plac. Dar nu prea ai... Nu prea ai ce să faci, din ce am căutat nu sunt foarte multe lucruri de văzut. Noi oricum suntem în trecere acum, că mai avem vreo 200 și ceva de kilometri până în Poiana Brașov. În Poiana Brașov să mergem acum. Și încă suntem în dubii dacă să luăm telegondola să vedem de sus Poiana Brașov. Dacă nu, au, e telegondola acolo. Ok, dacă nu, mergem la lacul ăla unde erau lebede, dar nu știu cum, cred că bănesc e înghețat acum și nu știu dacă mai sunt lebede. Lacul, am un lapsus să vă zic, dar dacă mergem vă arăt. Deci la noi este ora 4 și 10 și nu prea mai avem timp pentru că se noptează să luăm telegondola. Nu știu la ce oră e deschisă, dar o să fie noapte și nu știu dacă se lasă această sau nu. E puțin înorat, nu știu cât de bine o să se vadă. Așa că am decis să mergem la Turnul Berarilor. Am căutat rapid și am găsit că se mănâncă bine la Turnul Berarilor. Hai să vedem, să vedem ce prețuri au, cum arată și ce mâncăm și noi. După care continuăm spre Poiana. Cred că ăsta este... Ăsta e, mă? Scrie undeva cea? Hai să vedem. Da, mă, da, uite. Nu scrie nimic. Asta pare a fi. Uite, turn aici. Turnul Berarilor, da. Care arată bine, dar pare pustiu, nu? Sper să fie ok. Și cam astea sunt prețurile la aici. E scump pe NICF, cred că sunt peste medie puțin, cum ar zice mister. Da, nu știu, cred că mai am un burger ceva. Ceva așa. Vedem cum arată. Ce vine și burgerul. Două sosuri, ăsta pare sos de barbecue, ăsta pare sos de maioneză. E chifla foarte mare pentru cât e burgerul. Cartofii sunt destui, dar nu sunt ăștia congelați. E ok, ăsta cred că cât e? 46 de lei, 46 de lei. Burgerul ăsta. Și închei vlogul ăsta aici. Plec de la Turnul Berarilor, dacă nu mă știu așa se numește. Bă, nu știu, e ceva ciudat cu locul ăsta sau în seara asta a fost un vibe ciudat. Mamă, m-a luat somn și oboseală și sunt și obosit, ce drept, dar gen, m-a stricat modul, frate, m-a stricat cheful de viață, eram acolo, era o muzică ciudată, așa. Nu știu, nici măcar să zic că de-aia medievală sau ceva. O muzică lentă, tristă, de parcă plângeam pe Vasile Alexandre. Atunci și închei și eu acest loc, mai am de condus vreo 4 ore până în... până în Poiana Brașov și o să ne vedem cu probabil un vlog de acolo. Sunt foarte obosit să mai filmez ceva astăzi și ne auzim. Eu am fost Marco, vă pup, vă iubesc, dați-mi un like, un subscribe, un comentariu, un descriu zona de detalii, ce vreți să lăsați de alături, te ce-mi place să zic asta, parcă e pe prompter pusă, pa!